Stimați reprezentanți ai presei, stimați cetățeni, revenim cu ultimele informații din secțiile de votare. Până la această oră și-au exprimat dreptul la vot peste 1.143.000 de alegători, ceea ce constituie peste 39% din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale. Pentru comparație, pe 1 noiembrie 2020, în cadrul turului întâi de scrutin la alegerile prezidențiale, către această oră, au votat peste 927.000 de alegători sau circa 33% din numărul total al acestora. Vă anunțăm că în Japonia s-a încheiat deja procesul de votare. La fel, chiar acum, la ora 16 a Moldovei, și în China s-a încheiat procesul de vot. Celelalte secții din afara țării sunt în deplină activitate, cu excepția a 4, una din Canada și 3 din Statele Unite ale Americii, care, de fapt, abia își vor începe activitatea la ora 17, ora Chișinăului. Referitor la rata de participare la referendum, reiterăm că datele se colectează de la birourile electorale ale secțiilor de votare către consiliile electorale de circumscripție și de la consilii către Comisia Electorală Centrală. Deci, raportarea se face manual prin numărarea semnăturilor din listele electorale și sunt transmise prin telefon și e-mail către Comisia Electorală Centrală. Astfel, respectiv, către ora 15, din cei 1.007.119 alegători care s-au prezentat la secțiile de votare, 907.594 de votanți au participat la referendumul republican constituțional. Ceea ce constituia, reiterez, la ora 15, o rată de 32,11%. Atestăm o participare activă la vot a alegătorilor din afara țării, și anume Franța, Italia, Turcia, România, Belgia, Federația Rusă, unde cetățenii așteaptă la rând să voteze. CEC a asigurat toate secțiile de votare din străinătate cu un număr suficient de buletine de vot, astfel încât toți alegătorii să-și poată să-și exercite dreptul de vot. Și acum informații pe care ne le-au furnizat cei de la Inspectoratul General al Poliției informează despre înregistrarea a 74 de cazuri de încălcare a procesului electoral. Dintre acestea, fotografierea buletinului de vot, 14 cazuri, deteriorarea buletinilor de vot, 5 cazuri, scoaterea buletinului de vot dintr-o secție de votare, vorbim de Ialoveni, agitație electorală interzisă, 10 cazuri, afișaj electoral neautorizat, 6 cazuri, transportare organizată a alegătorilor s-a atestat în 8 cazuri. Bănuială rezonabilă de corupere a alegătorilor sunt documentate 6 cazuri. Și mai avem informații despre 2 cazuri privind prezența mai multor persoane în cabina de vot. Cu următoarea relatare despre mersul votării în secțiile de votare atât în țară cât și peste hotare, revenim către ora 19. Vă mulțumim!